Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou video pe canalul meu. Astăzi vreau să fac o comparație între două ciocane rotopercutoare, cel de la Einhell, modelul pe care l-am eu, THD18LI, deci este pe baterie de o singură baterie de 18V, și cel de la Parkside, de la Lidl, cumpărat din Lidl, care este pe 12V. Este modelul PBHA12A1. Înainte de a începe, însă, vreau să vă reamintesc să vă abonați la canalul meu dacă n-ați făcut-o deja. Mă ajută foarte mult fiecare abonat. De asemenea, puteți să susțineți canalul meu printr-un like sau un comentariu la acest video. Și acum, haideți să începem. Foarte pe scurt, în urmă cu vreo 2 ani de zile, eu m-am hotărât să-mi cumpăr toate uneltele pe baterie de la un singur producător, să am un singur încărcător, să am aceleași baterii folosite la toate uneltele, la toate sculele. În urma unor discuții, unor cercetări, una peste alta, am ajuns la concluzia să-mi cumpăr totul de la Einhell. Și vedeți, în lista mea am foarte multe produse de la Einhell pe care le-am prezentat. Urmează să mai prezint multe, nu am avut timp să le montez filmele. Și această bormașină, inițial o filmasem când am cumpărat-o, vreau să fac un unboxing, apoi n-am mai apucat să montez filmul și așa am ajuns astăzi să fac comparație între cele două. Cea de la Lidl o aveam deja și v-am spus, m-am hotărât să-mi cumpăr totul de la un singur producător. Acum, după un an de zile pe care le-am folosit pe ambele, unde am ajuns. Înainte de asta însă trebuie să știți că niciuna dintre ele nu sunt din gama profesională, adică nu sunt de uz foarte, foarte intens. Sunt de o casă normală unde mai dai o gaură, mai meșterești ceva și cam asta e tot. Ideea este însă că după un an de zile am ajuns să folosesc mai mult tot pe cel de la Lidl, de la Parkside, în detrimentul celui de la Einhell. Și asta din două motive. În primul rând, greutatea. Cel de la Lidl este mult mai ușor decât cel de la Einhell. Și am adus aici un cântar ca să facem un test, să le cântărim și fără baterie, prima oară le cântărim pe ambele. Cel de la Parkside Lidl au 1162 de grame. Cel de la Einhell, tot fără baterie, are aproape 1400 de grame, deci cu 200 și ceva de grame mai greu din start. Acum, dacă luăm bateriile, am aici o baterie de la Parkside de 4 amperi și să luăm tot de la Einhell o baterie, aceasta de 3 amperi, hai să luăm una tot de 4 amperi. Bateria de la Parkside 400 de grame, bateria de la Einhell 660 de grame, deci 200 de grame și ceva în plus. Aceeași putere, 4 amperi. Mai putem compara pe cea de 2 amperi, este asta, de la Parkside, are până în 200 de grame și asta are 3 amperi, deci este mai mare, dar tot undeva la peste 600 de grame. Iarăși, diferență foarte mare de greutate între ele. Haideți să le și cântărim complet. Baterie de 4 amperi fiecare. Lidl-ul are 1560 de grame, deci un kilogram jumate, grosomodo, iar asta are peste 2 kg. Undeva la 500 de grame diferență de jumătate de kilogram diferență între ele. Deci se simte, dacă îl folosești o oră, două, să zicem, și dai găuri cu ele, greutatea asta, diferența asta de greutate se cunoaște și nu e lucru ușor. Motiv pentru care v-am spus în continuare, eu am rămas și folosesc pe cea de la Parkside. Ce îmi place însă, ce mi-a plăcut, că a venit cu aceste două ustensile ajutătoare. Practic asta este pentru a pune o șurubelniță, un capăt de șurubelniță, și îmi place că este magnetizat, deci nu cade. Un lucru bun asta, dar nu se face floare cu, nu se face prima oară cu așa ceva. Și această mandrină care la fel este cu acest sistem care se prinde automat și pe ea se pot pune spiraluri burghie clasice. Cam asta este, să zicem, un plus al lui Einhell, dar cu două chestii micuțe pe care oricum le poți cumpăra separat, nu este mare avantaj. După greutate, un al doilea aspect care trebuie ținut cont, ca și putere, mi se par fix la fel, nu are rost acum să mă apuc să dau găuri să vă arăt că nu e scopul acestei prezentări. Vă spun că din experiență
ca și putere sunt absolut la fel, nu este diferență între ele. Ambele au funcție de percuție și fără percuție, la fel. Iar ca zgomot, nu am testat până acum, chiar acum o să testez prima oară, o să vreau să văd ce zgomot. Mie mi se pare că cea de la Einhell este chiar mai zgomotoasă. Așa că am aici telefonul pus să măsoare decibelii și haide să vedem, ținând-o în mână, destul de aproape de telefon. Ați văzut, pe percuție ajunge undeva la 98 de decibeli. Cea de la Parkside este mai zgomotos, Parkside-ul, după măsurătorile mele. Și haideți să vedem și pe și fără percuție Einhell-ul cât ajunge. ...93 de decibeli. Parkside-ul. Deci, fără percuție, Einhell-ul este mai zgomotos. Fără percuție, Einhell-ul este mai zgomotos. Parkside-ul este mai puțin zgomotos. Pe percuție, haideți să mai încercăm cu cea de la Parkside. Da, peste 100 de decibeli. Deci pe percuție Parkside este mai zgomotos. În rest, v-am spus, nu este nicio diferență de putere, sunt cam la fel. Eu am ajuns să folosesk în continuare Parkside, deși aveam de gând să renunț la el, să-l dau la cineva, să văd ce-i fac, dar greutatea de la Einhell nu mi-a plăcut, pentru că este mult mai greu și se simte în mână și se cunoaște după ce îl utilizez, așa cum vă spuneam, o perioadă mai îndelungată. Asta este tot. Vă mulțumesc că ați urmărit filmul de astăzi. Încă o dată vă invit să vă abonați la canalul meu dacă n-ați făcut-o deja. Vă invit să dați un like la acest film. Vă doresc toate cele bune!